fostul dumneavoastră partener din proteste, Renato Osatu, zicea că el e gata să pună la dispoziție un avion. Nu. Am auzit multe declarații din partea diferitor actori, actori care sunt mari medici, sunt transportatori și așa mai departe. Eu cred că trebuie să fim serioși. Declarații se fac multe, dar ele nu corespund realității. Da, domnul președinte, după ce vin aceste toni... Pentru că, o secundă, nu a fost nicio, ca să fie clar, nu a fost nicio interdicție pentru nimeni dacă vor să aducă careva produse cu cargo. Cu cargo? Cu pasagerii, cu charterile pentru pasageri, sunt anumite restricții din ce, pentru că noi trebuie să vedem cum asigurăm gestionarea acestui flux pe intern. Dar nu a fost nicio solicitare la cineva pe cargo că vor să aducă cu avionul marfă din China sau de undeva pentru necesitățile medicale și noi nu am acceptat. Deci dacă personajul respectiv dorea, așa, și era serios în sensul ăsta, putea să comande, să aducă, nicio problemă. Lasă să aducă. Pentru necesitățile orașului sau pentru necesitățile medicilor nu are nicio problemă în sensul ăsta. Oricum, trebuie să are voie de la Comisia pentru o situație excepțională să dea voie cu avionul, nu? Pentru că asta e în toate țările. Toate țările. Deci care idee, stimați prieteni, toți cei care ne privești, domn Pilin, eu vă arăt acum, am scos pe cea la printer. Deci, fiți atenți. Deci, este de pe mail-ul fundația, info.fondru@gmail.com, trimisă din 8 aprilie, din 8 aprilie anul curent, pe adresele următare. Anticamera Aron ANSP Guvern MD, Info Achiziție MD, Nicolae Furtună, Aron ANSP, Guvern MD. Și alte adrese, vedeți, da? A fost transmisă scrisoarea, deci doar domnul Furtună, șef la Nicolae Furtună, șef la ANSP, a răspuns. Confirm recepționarea la acest e-mail. În acest e-mail, Dodon care spune că acest personaj, nu știu ce, a promis, actor, declarații, chiar așa de pur și el nerușunos fii, vă dați seama, iată textul la această scrisoare, stimați prieteni, unii eu scriu clar. Deci, prin prezența în contextul situației complicate în care se află Republica Moldova, creată de răspândirea noului coronavirus, așa, și pentru a preveni escaladarea unui dezastru, Fundația Renato Usat informează despre organizarea unui zbor charter cu un avion de tip cargo cu asumarea tuturor cheltuierilor. Aeronava va decola de pe aeroportul internațional Beijing, Republica Populară Chineză și va ateriza pe aeroportul internațional Chișinău, Republica Moldova. Având în vedere însă că este vorba de o rută charter, pentru aterizarea avionului poate fi ales ori alt oraș în care agenții economice au marfa. Deci mai departe să scrie că rugăm această informație, să primim un răspuns, să fie informați toți agenții economici. Este indicat e-mailul fundației, numărul de mobil a meu personal și doamne Grițco, care este președintele fundației. Și când în bătaie de joc, fiți atent, astăzi noi suntem în data de... În data de 16. Suntem în data de 16. Deci eu strâng în gura mare, de aproape 2 luni, deja mă gândim poate pe Dodon, Dodon a început să caute avion doar după declarația mea. Și-a sunat agenții economici, nu mergeți cu Usate ca zburați cu Dodon, vă dați seama? Adică din cauza doar să-și facă capital politic, el blochează să ajungă marfa cea mai necesară pentru doctori în Republica Moldova. Și astăzi moare o soră medicală la spitalul din Fălești, a murit cineva din Bălți, din cauza că un, să nu-i spun eu că știe tot țara cine este el, așteaptă să iei avionul de la Moscova, de 15 l-a mutat pe 18, să vedem dacă ajunge pe 18. Mă gândim ca să-l, știți cum, cel puțin să aibă măcar o rușine, când Zelenski, președintele Ucrainei, o lună jumătate în urmă, a dus prim Il-76 de 300 de cubometri de marfă, 1 milion de... Au dat un bar, am înțeles că o parte de teste nu erau chiar calitative. Dar costume de protecție, vizierii, măști respiratoare, asta deja este o crimă, asta deja nu-i politic și-a făcut Dodon. Și aici eu, oricum, o să adresez, o să sesizez organele de drept, că vă dați seama ce înseamnă cu Usate de avion gratis, din cauza la care statul... Bine. Deci, stați puțin, domn Pilin, prin decizia asta Dodon și prietenii lui din conducere, să nu le dau un nume, să se va clarifica ancheta, ei organizează și o fraudă a statului, deoarece, ce se întâmplă?
Когда кадучава часто марфа ку авиону карела китан ел, аста черансамна, к семикосту ла марфа адусна Република Молдова, васкадя кукитева кутенте. Ну, кукитева. Да, ку, депенди ди позиции. Пи унили позиции, ку 30 ласуты, пи алтили ку 50 ласуты, бакадя семикосту. Дещопцин екранили ди протекции, авиал сажунга Република Молдова, ктот ку вамы, ку коштигу аджентулы економик, авес куасти, инжур де 17-18 лей. Шину 55, кумли компара гуверна.